Odată cu pandemia, mersul la piață a devenit insuportabil din cauza măștilor și ambunzeli. Dar cel mai mult se chinuie totuși părinții cu copii mici. Mai bine de o săptămână, primăria a interzis accesul copiilor de până la 7 ani în piețe. Astfel că părinții se descurcă fiecare cum poate. Chiar azi am surprins momentul în care o mamă și-a lăsat micuții în grija paznicilor, în timp ce a mers să facă cumpărături. Responsabilii nu au fost de găsit pentru a comenta această situație. Odată la 2 zile, Irina merge la piață pentru a procura cele mai proaspete fructe, legume și lactate pentru copiii săi. Însă, de ceva timp, nu mai este lăsată să intre cu ei. Сказали, ходит полиция, либо штраф 5000 платите, если вас увидят, либо есть такое предложение оставить детей. Astfel, femeia a fost nevoită să-și lase copiii în grija paznicului, i-a rugat să stea cu minți și a fugit în piață să ia măcar cele mai necesare produse. Aproape imediat, băiatul de doar 9 luni a început să plângă. Paznica a încercat să-l calmeze în timp ce continua să verifice temperatura oamenilor care intră în piață, dar fără succes. Vezi, ori vin așa oamenii să lase copiii pentru că nu pot trece cu ei? Da, nu poate și nu au acasă prin și leșă, că tot așa și ne căjesc așa. E cald și tare greu așa. Comerciantele de la tarabele din apropiere au încercat să o ajute, dar copilul tot continua să plângă. La doar 5 minute după ce a plecat, mama copiilor a revenit. Ne-a povestit că i-a părut o veșnicie să nu fie alături de cei mici, însă altă ieșire din situație nu are. Садики на данный момент закрыты. Ребенка оставить не с кем. А муж у меня на работе с 8 до 8. Поэтому, кроме меня, никто не сможет прийти на базар и совершить покупки. В маркет почему-то с детьми можно. И тем более сейчас будние дни, и людей не так много. Iar pe această femeie am surprins-o la piața centrală. A venit și ea cu un nou născut la piață, dar nu a riscat să lase copilul cu paznicul, astfel că s-a întors și a plecat fără să cumpere ceva. Dar în transport noi tot venim și aici e tot afară. Eu nu văd necesitatea asta că să nu dă voie să intre copilul. Să-i cumpăr ceva produs, ceva mai ieftine, că ce plătesc pentru copii, asta e foarte mizeră bani și mai economisim dintre ei. Indiferent de rugămintea mamelor care vin cu copiii, legea e una pentru toți, ne-au zis cei de la pază. Îi întoarcem înapoi, dar în piață nu le permite. Ce să fac părinții? Lasă aici la pază? Nu, asta este legea. Totuși, printre tarabe, am surprins mai mulți părinți care au reușit să intre chiar dacă erau cu copii mici. Aceștia ne-au spus că nu văd un pericol în acest fapt, mai ales că și-au asigurat copiii cu măști. Dar câți ani are băiețelul? 4. Dar când ați intrat, nu v-au zis nimic la pază? Eu spus, nu ne-a dat voie. Dar cum ați intrat atunci? Eu să lucrez pe piața centrală și de pita. Mirci, e că n-a știut. Accesul la piața copiilor mai mici de 7 ani a fost interzis de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău și este valabilă din 1 iulie. Decizia a fost luată după ce numărul de cazuri noi de infecție cu COVID-19 a început să crească din nou. Am încercat să aflăm de la responsabili cum comentează o astfel de decizie, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon.